Pentru tot pământul, dacă pot să spun așa, că fără Tatăl nostru, fără Dumnezeu, n-am putea nici măcar să respirăm. De la domnul Lucian, mulțumit din suflet, cuvintele astea, cele mai grele, dar cele mai frumoase, grele pentru unii, care trebuie să înțeleagă că cel mai curat și frumos drum e drumul Dumnezeu, strada Dumnezeu. Ia vă rugăm. Luciane! Odel del dumatusa acana. Open el tu catu nada era. Nada era. Dona Luciana, pentru toată lumea prezentă, să creadă tot timpul în Dumnezeu și în ei. Pentru Dumnezeu ne dă putere la toată lumea să-ți trăiască copilașii, pentru soția lui și toată familia lui. Să ne putem vorbă. Del del dumatusa acana. Open el tu catu nada. Oh, 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 nada. Of, nadara, of, tu nadara, tu nadara, 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 of, tu nadara, oh, of, tu nadara. Au ce spun? Și atunci când e mai greu, strigă-l pe Dumnezeu. Când crezi că n-ai pe nimeni, El nu te va lăsa. Și atunci când e mai greu, strigă-l pe Dumnezeu. Că El nu te va lăsa când te doare inima. Atenție! Struguri de la Zlatina! Pentru valoarea mea, să rămână din suflet! Pentru ginerică, mireasa și toți nașii! Toată lumea prezentă! Masa lui Imperatorul Paris! Masa lui, al struguri, bineînțeles! Pericol! Pericol de la Zlatina, Novi și Viorel, e vada lui Struguri, așa cum se vede. 200 de euro să rămână Strugure, să ai parte de familie, da? Pentru toți cei 5 copilași ai lui, melodia asta dumnezeiască, să-ți trăiască 5 copii Strugure! Una, două, trei, oh my God! Ce spune cuvintele astea? Odată n-aveam
fa nimeni. Nu credeam decât în mama mea. De partea lui Beti, fata lui Amadeus. Zi-mi-e la ureche că nu te aud. Are rugămintea să mă strige la masă. Îmi cer mii de scuze, frații mei. Au spus nașii și Ginerică și Mireasa, până nu începe distracția, să stau la scenă. Înțelegeți? După care vorbiți mai întâi cu mine, cu Mireasa și cu nașii, și eu stau la dispoziția dumneavoastră. Toată lumea de aici, înțelegeți? Nu tași. Să vă dea Dumnezeu sănătate, inclusiv fiul meu, care știe ce vreau să spun, Iulian. El știe mai bine cum e regula pe aici. Iar eu respect nașii, Mirele și Mireasa, prima dată, ca așa e normal la nuntă. Apoi vă iubesc pe voi, că vă cunosc de 30 de ani. Să nu mâna să vă dau Dumnezeu noroc, să cânt și eu cuvintele. Pentru Eduard, violistul de la Milano! Și Leo Barosanu! Samir! O mamă orice ar fi săracă pentru copii după piesa asta. Să-ți dau Dumnezeu sănătate și noroc. Pe la Amadeus! Pentru Betty, care o cheamă la fel ca pe fata mea, să aibă parte de ea. Pentru Antonia, fata lui. Și pentru Edi, băiatul lui. Numai bunul Dumnezeu, El m-a ajutat mereu să pot să-mi cresc copii, Antonia și Betty. 100 de ore de la Amadeus pentru Betty, Antonia și Edi. Și Claudita, nu voie să trăiască copii. Numai bunul Dumnezeu, El m-a ajutat mereu. El mă ajută zi de zi să pot să-mi cresc copii, Antonia și Beti, dar mai bine și Edi. Familie cu fruntea sus, Claudița și Amadeus. Și atunci când ți-e mai greu, strigă-le pe Dumnezeu. Când crezi că n-ai pe nimeni, El te va ridica. Și atunci când ți-e mai greu, o strigă-le pe Dumnezeu. Să poți să-ți crești copii, Antonia, Beti și Edi. Rupa! Copilul Amadeus și Claudița, familie frumoasă. Le dă Dumnezeu putere! Și cu o strofă, după care continuăm la toată lumea. Beti, Beti, vreau să spun ceva, să nu ești vorba mea. Să nu ieși din vorba mea, știu că lumea este rea. Vreau să-ți dau mare valoare, să te mărit cu onoare. Pentru fata lui, pentru ochii lui, din partea lui Amadeus, pentru Peti, să repetă vorbele astea. Mă uit la frumusețea mea, la Peti puterea mea, la Peti frumusețea mea, Edi și Antonia și Claudița, norocoasă, ce nevastă credincioasă. Amadeus cu noroc, să fac bani când stăm pe loc. Și revenim. Și atunci când ți-e mai greu, strigă pe Dumnezeu. Când te doare inima, pentru familia lui frumoasă, Amadeus, să rămână. Și atunci
așa cât e mai greu strigă pe Dumnezeu, că e doar